Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau... Nu, titlul nu este Tu și el sau ea încotro, rămăsesem cu această reminiscență, îmi cer scuze. Titlul îl voi alege la sfârșitul acestui videoclip, dar hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în această citire. Valabilă pentru aceia care privesc la acest video, care sunteți într-o relație de cuplu în aceste momente și văd că vă doriți și voi să știți încotro se va orienta această conexiune dintre voi doi. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, văd că și voi vreți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi... Vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră. Hai să vedem, dragii mei, iată că prima carte din această etalare vorbește despre o persoană care la un moment dat a ales să plece din această relație, din această conexiune cu tine, lăsându-te pe tine în urmă, da? Această persoană a ales să facă așa din cauza că lucrurile degeneraseră între voi doi, da? Nu mai aveați o conexiune așa cum era la început. Lucrurile bune dintre voi doi se pierduseră pe drum și aveați tot mai multe momente de ceartă, momente de... de încărcare din aceasta nepotrivită pentru voi, astfel încât, da, ați ales atât dumneavoastră cât și această persoană să vă despărțiți, să vă separați drumurile în acele momente ale existenței voastre. Da, bineînțeles că acest lucru a creat foarte multă durere în sufletul dumneavoastră, da, și să știți că și în sufletul acelei persoane este la fel de multă durere și foarte multă suferință, pentru că văd că această persoană vă duce dorul în această perioadă, își dorește foarte mult să vă împăcați. Da? Ăsta este sentimentul pe care această persoană mi-l transmite prin această carte. De acolo de unde se află în aceste momente, departe de tine, vrea să-ți transmită că el sau ea se gândește la tine în orice moment al vieții sale și că nu a trecut peste tot ceea ce a fost frumos între voi, da? Ar dori să repete tot ceea ce a fost frumos și să chiar să vină lângă tine să experimentați și mai multe momente de bogăție, relațională între voi și mai multe momente de dragoste, de apropiere pe care sunteți meniți să le experimentați. Hai să vedem și următoarea carte. Wow, cât de frumos, dragii mei! Da, este clar că voi doi sunteți meniți să fiți împreună, este clar că voi doi vă veți mai întâlni, este clar că, iată, universul vă va așterne în cale încă alte șanse de a vă întâlni, de a crea apropiere între voi doi. Pentru că, da, iată exact cum spune acest doi de cupe, voi doi sunteți suflete pereche, sunteți suflete menite să rămână împreună în această viață. Voi v-ați întâlnit și de această dată aici pe pământ, cu scopul de a relua la altă scară ceea ce voi ați trăit în altă viață, da? Cu scopul de a relua această conexiune extraordinar de profundă pe care o aveți între voi. Da, văd că sunteți două suflete foarte asemănătoare, sunteți doi oameni care nu doar se aseamănă foarte mult, dar se și completează perfect unul pe celălalt. Și dincolo de toate neajunsurile care au fost între voi, dincolo poate de... acele persoane răutăcioase care au intervenit între voi dorind să vă despartă, dincolo de faptul că, iată, între voi acum a intervenit această separare, această despărțire, văd că lucrurile se vor repune pe cale încet, încet pentru voi, da? Pentru că universul vă pândește, ca să zic așa, din umbră cu o nouă șansă.
o nouă șansă pe care vă va oferi foarte curând. Se pare că vă veți întâlni cât se poate de întâmplător. Bineînțeles că noi știm și suntem de acord cu toții că întâmplarea nu există, că este rolul acesta pe care Universul îl joacă în viețile noastre, da? Extraordinar de puternic. Și pe care îl va juca și în viețile voastre, dragilor, pentru a vă reface să vă reîntâlniți și să recreați acele momente unice în care să vă doriți să fiți din nou împreună. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici 9 de pentacule, o carte foarte bună care îmi vorbește în primul rând despre multă abundență. Această abundență poate fi transcrisă, ca să zic așa, tradusă și sub forma unei abundențe de sentimente între voi doi în perioada următoare și sub forma unei abundențe de toate felurile, dar mai ales abundență de momente unice, momente speciale pe care voi le veți crea în această conexiune în perioada următoare. Așteptați-vă ca această persoană așadar să se întoarcă în viața dumneavoastră, pentru că exact ce spuneam și mai devreme, vă simte dorul foarte profund în această perioadă, v-a simțit dorul toată perioada cât ați fost despărțiți și își dorește din nou această reapropiere față de tine, da? Își dorește împăcare. Așadar, dragul meu sau draga mea, vei face bine dacă vei reprimi această persoană în viața ta și mai ales în momentul în care vă veți întâlni pe stradă sau cine știe în ce loc vă veți întâlni fulgerător, să aveți pregătite câteva vorbe de bunăvoință pe care să le adresați acestei persoane, da? Astfel încât el sau ea să nu se descurajeze în momentul în care va dori să facă pași spre tine. Da, dragul meu, draga mea, vedem aici și o pasăre care înseamnă o veste extraordinar de bună pe care o vei primi în această zi. Așteaptă-te să fie o veste tocmai din partea acestui partener sau acestei partenere care dorește să-și facă anunțată venirea în viața ta sau revenirea, mai bine zis. Hai să vedem încă o carte. Încă o carte, dragii mei, iată că avem aici Libelulă, care vorbește despre luminozitate, despre faptul că vei afla ceva în această perioadă, lucrurile ies la lumină, te adaptezi, te schimbi, te vindeci în această zi, dragul meu sau draga mea. Așadar, iată că sunt multe lucruri despre care probabil că nu mai știai nimic și pe care îți vor fi revelate în această zi minunată. Poate vor fi lucruri despre partenerul sau partenera ta pe care el sau ea va veni să ți le spună, să ți le împărtășească, dorind să te facă părtaș sau părtașă la viața sa, cum a devenit ea în ultima perioadă. Iar tu, dragul meu, draga mea, văd că te vei adapta din mers la tot ceea ce această persoană îți va povesti despre el sau despre ce a mai făcut el sau ea în ultima perioadă. Da, văd că ești dispus sau dispusă să te schimbi astfel încât să fii cât mai potrivit sau potrivită pentru această persoană care, bineînțeles, și ea sau el s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă. Da, bineînțeles că reapropiindu-vă nu veți face decât să vă oferiți din nou ocazia de a vă vindeca sufletele, dragii mei, dragile mele, pentru că sufletele voastre sunt menite să fie împreună și doar așa își vor găsi alinarea și vindecarea. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici cardul cu numărul 46. Care vorbește despre conexiuni, asamblarea pieselor și tragerea concluziilor. O femeie tânără stă pe un pod, reprezentând o conexiune fizică și metafizică între aici și acolo. Identitatea ei este ascunsă inițial nu numai pentru noi, ci și pentru ea însăși. Ea își găsește în esență sinele real.
se întinde să adună piesele de puzzle și cu fiecare dintre ele găsește, indică și descoperă mai multe despre ea însăși. Cu toții urmărim să dăm un sens vieții proprii atunci când realizăm conexiuni și relații cu ceilalți. Treptat, în pofida eșecurilor și a experimentelor de-a lungul drumului, o imagine începe să capete contur. Din confuzia inițială începe să se manifeste o claritate tot mai mare. Procesul se auto-amorsează și adesea devine mai ușor și se accelerează pe măsură pe ce tot mai multe piese sunt așezate la locul lor. În cele din urmă se ajunge la un punct în care totul se clarifică și începe totul să capete un nou sens. Așadar, dragii mei, dragile mele, iată că în această zi văd cum vă veți așeza amândoi după ce vă veți reîntâlni, vă veți reașeza la masa tratativelor, da, și veți pune totul cap la cap, încercând să trageți anumite concluzii în legătură cu viața voastră, în legătură cu ceea ce vi s-a întâmplat în această conexiune până acum și cu ceea ce doriți să experimentați de acum înainte. Da, important este că cei mai mulți dintre voi veți alege să iertați trecutul, da, să vă iertați pe voi înșivă, pe această persoană din fața dumneavoastră și să alegeți o nouă cale pentru voi de acum înainte. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici echilibrul, dragilor, alături de optul de cupe și spuneam așadar că această persoană regretă foarte mult comportamentul pe care l-a avut vis-a-vis de tine și mai ales regretă tot ceea ce s-a întâmplat între voi, dar cu toate aceste regrete văd că el sau ea este dispusă să se detașeze din ce în ce mai mult de acest trecut al vostru, da? Să uitați odată pentru totdeauna ce a fost rău între voi și să vă orientați din ce în ce mai mult spre binele pe care îl reclamați în viața dumneavoastră de acum înainte. Da, alături de acest bine pe care voi vi-l doriți, bineînțeles că este cazul să vă orientați și spre mai mult echilibru în viața dumneavoastră, mai multă armonie, tot felul de situații pe care veți alege să le rezolvați încet, încet, atât situații care au de-a face cu relația voastră, cât și situații din exteriorul vostru care au de-a face cu viața celor apropiați vouă. Da, poate și situații în legătură cu munca voastră, tot felul de lucruri pe care este imperios necesar să le faceți în această perioadă, da, dacă veți dori să aveți parte de surprize plăcute în perioada următoare. Da, așadar, echilibru, vă veți orienta și spre această zonă de armonie în viața dumneavoastră. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici justiția alături de doiul de cupe și spuneam că această persoană este menită să se întoarcă în viața ta. Sunteți meniți amândoi să trăiți ceva unic, ceva irepetabil alături de această persoană care a tot căutat în ultima perioadă motive să revină în viața ta și a tot căutat ocazii să-și facă resimțită prezența cât mai aproape de tine și iată că a sosit momentul ca lucrurile să se pună în lumină, ca lucrurile să prindă contur în viața dumneavoastră și ca totul să se așeze la locul său, pentru că nu e așa, iată, justiția vine să se instaleze și în viața dumneavoastră exact așa cum v-ați așteptat să o facă. Da? Vi se face dreptate din multe puncte de vedere, așadar, pe cât de multă suferință ați avut de îndurat până acum, pe atât de multă fericire vă va aștepta de acum înainte. Și următoarea carte, văd că veți fi capabil să traversați toate acele experiențe care vin spre voi și care vor avea de-a face cu multe transformări ale voastre interioare. Da, adică veți fi capabil să treceți prin aceste transformări, prin aceste schimbări interioare, astfel încât să faceți față cu brio tuturor
tuturor transformărilor din viața dumneavoastră care vin peste voi de acum înainte. Da? Nu trebuie să vă fie frică de schimbare, dimpotrivă trebuie să o îmbrățișați cu tot dragul, pentru că această schimbare, această transformare vă va aduce ceea ce voi vă doriți în viață. Hai să vedem și următoarea carte. Această carte din partea îngerilor romantici. Iată că vine cu un mesaj. Iubește-te pe tine întâi de toate. De ce? Pentru că respectul de sine și dragostea de sine te face mai atractiv din punct de vedere romantic. Așadar, dragul meu, draga mea, reamintește-ți cât de important ești sau importantă ești și tu în această zi și fă toate acele lucruri care țin de această iubire de sine. Da, și astfel știind că vei obține aprobarea celuilalt de lângă tine și nu numai aprobarea, dar și dragostea sa. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!